și mai adânc ca într-un ocean să simt parfumul trupului tău. Cosmin Mure a fost component al trupei T-shirt, a fost victima unui jaf uluitor. Hoții au furat plăcuțele de matriculare de la mașină, le-au montat pe autoturismul lor, apoi au abandonat mașina la locul faptei și au plecat. A doua zi, cântărețul nu numai că și-a găsit mașina fără numere de înmatriculare, dar în apropiere a găsit parcat autoturismul care avea numerele sale. Spune, hai spune ceva. Cazul a fost preluat de poliția din Râmnicu-Vâlcea. După câteva verificări, agenții de la circulație au descoperit că autoturismul care a primit plăcuțele mașinii lui Cosmin figurează în acte cu numere de Italia. Cazul e însă departe de a fi finalizat, iar Cosmin este pieton fără voie. Cosmin Mure a cunoscut succesul în anii 90, când a fost component al trupei T-shirt.